Scurta vacanța elevilor a dus la formarea unor coloane lungi de mașini pe drumul Național 1, mai ales în zona stațiunilor de pe Valea Prahovei. Traficul s-a aglomerat de vineri la intrarea în stațiunea Bușten și în localitatea Comarnic. Autovehiculele au circulat bară la bară cu viteze foarte mici, iar deseori au staționat, astfel că distanța dintre Sinaia și Bușten, care în mod normal poate fi parcursă în maxim 4 minute, de această dată le-a solicitat șoferilor peste 30 de minute. Polițiștii rutieri se așteaptă la valori ridicate de trafic în în această zonă și în zilele următoare. Aceștia iau în calcul atât vacanța elevilor cât și condițiile excelente pentru schi de pe toate părțile de pe Valea Prahovei și din Poiana Brașov.